Ieri, în cadrul ședinței Comandamentului Militar Unificat, a fost luată decizia ca astăzi blocurile care erau puse ca obstacole pe carosabil în perimetrul posturilor de pacificare să fie scoase în afara carosabilului. Doi, aceste blocuri se vor căuta modalități care ar fi eficiente pentru controlul traficului pe respectivele părți a șoselelor, dar fără a îngrădi trecerea liberă. În ce privește soldații, pentru postul de pe Nistru numărul 9, astăzi numărul efectivului a fost micșorat la 4 militari neînarmați care vor fi prezenți în perimetrul postului doar pentru a monitoriza situația. Cine decide? Până acum erau Comandamentul Militar Unit. Până acum erau câte doi din partea Chișinăului, Tiraspolului și a Federației Ruse. Plus un comandant, un șef al postului. Deci acum vor fi câte unul. Pacificatorul se află în regiunea transnistreană. Ancheta decurge în felul următor. Din Federația Rusă a sosit un reprezentant oficial al Procuraturii Militare. Astăzi va intra în contact cu reprezentanții Procuraturii Generale, mă refer la secția, iarăși Procuratura Militară din cadrul Procuraturii Generale a Republicii Moldova și astăzi vor avea un prim contact pentru ca să stabilească modul de conlucrare asupra investigației cazului respectiv. Din datele Procuraturii Republicii Moldova, grupul de anchetă a comunicat că, la moment, investigația poate fi efectuată în principiu și fără prezența sau fără arestarea acestui cetățean rus. Dar este absolut necesar ca anchetatorii să aibă acces la cetățeanul respectiv pentru a-l interoga, pentru a îi pune întrebările care le are grupul de anchetă. Același procedeu se referă și la toți martorii care au fost în perimetrul postului de pacificatori numărul 9 în momentul când s-a produs incidentul.